familie. Aș vrea două gânduri legate de Evanghelia de astăzi. Să le pun la suflet. Prima dată, tânărul acesta bogat și credincios era tânărul ideal. Dacă vreți, pentru cei care vor să se căsătorească, era mirele perfect. Avea și bani, avea și bună cuvință, respecta poruncile, era foarte de treabă. Prima întrebare care mi-am pus-o eu a fost, totuși dacă era așa de împlinit și cu averile, și cu respectarea poruncilor, de ce îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos ce să mai facă? De ce nu sta liniștit să-și vadă de treaba lui? Păi dacă împlinesc poruncile și am bani, merge totul bine, înseamnă că totul e perfect. Și asta ne arată că în lăuntul inimii lui el avea o frământare, o căutare. Nu era mulțumit. Își dorea mai mult. Pentru că sufletul omenesc a fost făcut să-L primească pe Dumnezeu în lăuntul lui. M-am gândit că e cumva, nu știu dacă ați simțit vreodată sete așa, să vreți să beți o cană de apă neapărat și vine cineva și vede, uite, am un pahar de suc. Mă, fi bun și ăla, dar mie îmi trebuie apă. Nu te stâmpără decât apa. E cam așa este cu sufletul omenesc și cu Dumnezeu. Tot îi dăm noi sufletului omenesc de toate, dar până când nu intră Hristos, Dumnezeu însuși în inima omului, omul nu se simte împlinit. Zice fericitul Augustin o vorbă foarte interesantă. Nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit deja. Deci omul care știe de existența lui Dumnezeu, de oferta lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, nu poate să fie mulțumit cu lucrurile lumii. Nu poate să se simtă împlinit. Chiar dacă se amăgește cu una și cu alta, împlinirea sufletului lui nu este deplină. De aceea, vedeți, traducerea spune că Hristos a uitat cu drag la el. Eu cred că acolo e ceva mult mai mult. Hristos a uitat în adâncul sufletului lui și a văzut ce îi lipsește. Și aici am zice, păi de ce nu le spune la toți să-și vândă averile? Că nu le spune tuturor să ne vinem averile. Îi spune tânărul acestuia bogat. Pentru că s-a uitat în sufletul lui și a văzut că în inima lui el are problema asta. Dacă vreți, împlinirea poruncilor pe care o făcea tânărul era de suprafață. Și primul pas pe care trebuie să-l facem cu toții este să împlinim poruncile. Dumnezeu se ascunde în poruncile lui, spun părinții bisericii. Abia după ce împlinești poruncile, poți să te aștepți să primești sfatul următor, cum ne spunea părintele Marius, că nu mai dă Domnul cuvânt, pentru că nu e cine să-l împlinească. Păi prima dată trebuie să împlinim poruncile. După ce am urcat pe treapta aceasta a poruncilor, Hristos ne dă și alte cuvinte. De ce? Păi până atunci n-are niciun rost să ne spune că nu suntem în stare să facem. Uitați-vă, tânărul ăsta împlinise poruncile și tot n-a fost în stare să accepte ceea ce i-a spus Hristos. Cum eu cred că dumneavoastră, dacă veniți la biserică, îl căutați pe Dumnezeu. Și ăsta e lucru cel mai important de pe pământ. Dar, a doua întrebare, suntem pregătiți să facem ceea ce ne spune Hristos? Dacă tot îl întrebăm pe Hristos, Doamne, mie ce-mi lipsește? Știa că lipsește ceva. Că dacă nu i-ar fi lipsit nimic, era liniștit. Suntem pregătiți să pună Hristos degetul pe rana ta, să se uite în sufletul tău, să zică, asta lipsește ție. Sau întoarce în spatele ca și tânărul bogat și plecă. V-am mai zis aici, părintele Teofil Părean a fost întrebat, care e cel mai mare păcat? Și a răspuns, acela care te ține pe tine. Nu se face comparații între păcate. Că degeaba mă laud eu, păi n-am nicio problemă cu beția, că nu-mi place alcoolul. N-am nicio problemă cu păcatul, cu tare sau cu tare și judec pe ceilalți, vai ce păcătoși sunt, dar eu am altele ale mele și nu mi le văd pe ale mele. Păi păcatul cel mai mare e acela care mă desparte pe mine de Hristos. Cum e adevărat că, zice Evanghelia, bogăția
e unul dintre cele mai grave situații pe care le are omul de care își leagă inima. Aici e problema. Când ți-ai legat inima de averi, sau ți-ai legat inima de mâncare, sau ți-ai legat inima de diplomele tale, ți-ai legat inima de ceva pământesc, l-ai pus pe Hristos pe locul 2 în viața ta, deja acolo ai o problemă. Chiar dacă împlinești poruncile, dacă Hristos e pe locul 2, înseamnă că inima ta nu-i dorită de primul Hristos. Mi-aduc aminte de filmul Ostrov, nu știu câți dintre dumneavoastră l-ați văzut, este acolo o întâmplare foarte interesantă când starețul e chemat de călugărul acela șot să vină să doarmă cu el în sala de unde stătea el cu cărbunii. Băga cărbuni pe foc și acolo unde era cuptorul și cărbuni, acolo dormea călugărul ăsta sfânt, pe cărbuni. Și vine starețul din chilia lui și își ia două lucruri. O plapumă și o pereche de cizme. Și noaptea, călugărul ăsta încuie ușa și ia plapuma și cizmele și le bagă pe foc și zgândărește focul și a ieșit un fum de stareț, zice, mă intoxice, mă vrei să mă omori acum, ce ai făcut? Nu! Fiți atenți ce zice. Acum eu numai vreau să scot draci de aici, că-s plin de draci. Aici am plapuma asta și în cizmele astea e plin de draci. De ce? E păcat să port cizme? Sau să te înveleși cu plapuma? Nu. Dar starețul ăsta, chiar dacă era de 100 de ori mai sărac decât oricare dintre noi, că n-avea nimic altceva, numai astea două lucruri și-o lipit inima de plapumă și de cizme. Păi plapuma asta am primit-o nu știu de unde, de până Grecia, și cizmele astea mi l-a dorit cineva că am probleme cu picioare și stare comode și moi. Și călugării zice, acolo se ascund dracii tăi, în plapumă și în cizme, de-aia te-ai scoși afară. Și zic părinții, dacă ți-ai legat inima de un pix, de o carte, de o haină, de absolut oricine pe pământul acesta, și te împiedică să-L iubești pe Dumnezeu, chiar de Biblie. Da, zic unii că vedeți neoprotestanții și-au legat inima de Biblie ca și carte, dar nu de Hristos. Și stau acolo cu Biblia, dar nu-L iubesc, nu primesc pe Hristos în inima lor. Ori Hristos, asta vine în Evanghelia din ziua de astăzi să ne spună fiecăruia dintre noi. Lasă problema aceea care te desparte de Hristos deoparte. Și primește pe Hristos în inima ta. Vrei să fii desăvârșit? Vindeți averile. Nu știu dacă ne-a spune asta nouă Hristos câți am fi în stare să facem chiar așa puține câte avem. Câți am fi în stare să vindem tot. Dar cel puțin, Evanghelia din ziua de astăzi ne îndeamnă să nu rămânem cu inima lipită de nimic. Și o să închei cu o strofă și refrenul dintr-o cântare care mi se pare că potrivește foarte mult cu Evanghelia din ziua de astăzi. Zice, va veni în curând și ziua despărțirii. Nu uita! Nu-ți lega prea strâns în lume de nimic inima ta. Și refrenul zice așa, ca să nu plângi veșnic, greu și dureros, inima ți-o leagă numai de Hristos. Atât. Noi avem un timp pe pământul acesta. Și în timpul ăsta ni se dau anumite daruri. Ai avere? Eu spun, nu e a ta. Ești administratorul ei până la groapă. Că după aceea nu mai e a ta. Ai copii? Foarte bine. Ți-o da Hristos împrumut, că sunt ai Lui, ca să ai grijă de ei și să-i educi. Ai minte luminată? Foarte bine. Să o folosești pe slava lui Dumnezeu și să-i aduci pe alții pe calea aceasta doar pentru o perioadă de timp. Deci toate câte avem, ai talente, de toate felurile, folosește-le spre slava lui Dumnezeu cât timp ai de trăit pe pământul acesta, pentru că va veni clipa în care se va despărți sufletul de trup și toate acestea ne vor face să plângem dacă ne-am legat inima de ele. Chiar așa spun părinții bisericii că iadul asta e. Ți-ai legat inima de ceva și acolo, dincolo de mormânt, nu există obiectul sau plăcerea respectivă. Și te chinuie pentru că tu ți-ai legat inima. Și ca să nu plângi veșnic greu și dureros, inima să ne legăm numai de Hristos. Amin. Câteva.